Bună și bine ați venit la un nou video pentru acest canal. După cum vedeți, l-am legat pe Onyx aici cu lanțul lui Bruno, locul lui Bruno, cu cușca lui Bruno, așa. A rupt, vreau să mă scuzați, a rupt aici, uitați asta, carabina lui. A rupt-o, a fost al lui, și acum i-am pus-o pe asta al Bruno, sper să nu pe asta, și o zgantă de lanț făcută de mine. Reci a trins pe aici pentru că s-a bătut cu câinii și voi explic eu de ce acum. Seara este în căldun și... Zara este călzând și vine câinii după ea în curte și când vine în curte îi dau drumul lui Onyx și îi aranjează imediat Onyx. Să vă arăt și colții lui haine pentru invidioși. Stai, ia uitați. Așa, da. Aici a rămas în cantul în sana. Ia nu, ha. Vino să spun zgarna. Ea doarme acolo în iarbă. Onyx, uitați ce mare e. Fratele meu are 8 ani și are 1 metru. Câinele are 69 de centimetri greabăn. Zganda asta, dar eu pun nu în cap. Așa și... Da. Să nu mai rapie video în voi, că nu bagă în seamă toate prostiile voastre. Că n-are rost să înjure, că v-aș înjura aici pe videoclip, dar n-are rost, că mi-închide canalul. N-are rost pentru niște cretini. Câinii ăștia sunt câini de valoare, mai ales Onyx. Zara nu prea. Onyx este un câine de valoare. Se și vede pe el. Și Zara este. Dar Zara e mai mică, e mai finuță pentru că e cățelușă. Asta e forță. Bombă. Și dacă nu erau hâini de valoare, nu erau invidiați de toți proștii. Așa? Să vă mai arăt o dată mulții. Așa. Dă lăbuță. Dă-l-am. Hai, mă! Bravo! Așa și... Da, să vă arăt și pe Zara. Ca să nu mai lungesc videoclipul. Aici e Zara. Fătița. Fătița mea. Am fost la plimbare cu ea. Și ea are colți mari. Uitați. Ce v-ai făt? Hai sus! Sus, Zara! Răbosită, am fost la plimbare cu ea. Ok, și cam acesta a fost videoclipul. Nu uitați să dați un like dacă v-a plăcut și să vă abonați. Ia uitați-l pe mutant. La revedere!